convocarea Consiliului Local cu în ședință ordinară. Conformitate cu prevederile articolului 130 alineatul 1, articolul 134 alineatul 1 litera A și articolul 196 alineatul 1 litera B, în ordonanța de urgență a Guvernului 1957 pe 2019, privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, dispune. Se convoacă Consiliul Local cu în ședință publică ordinară, data de 17 august 2022, ore 13 la sediul Comitetului Cultural Buciului. Proiectul ordinii de zi este următor. 1. Proiectul de hotărâre privind participarea Comunei Bucium la programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii a iluminaturii pentru investiția în modernizare sistemului de iluminaturi prin creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în Comuna Bucium, județul Bacău, inițiator primarul Comunei. 2. Proiectul de hotărâre privind darea în administrare a unor imobile, proprietate publică și privată a OAT Bucium, județul Bacău, către școala gimnazială Comuna Bucium, inițiator primarul Comunei. Mulțumim, domnul primar. Supunem la vot procesul verbal din ședința anterioară. Cine este pentru? Mulțumim. Dacă să dăm cuvântul domnului președinte, nu? Ordine de zi. Supunem la vot ordine de zi. Cine este pentru? Mulțumim. Dăm cuvântul domnului primar pentru a ne expune punctul numărul 1. Referat de motivarea la proiectul de hotărâre privind participarea Comunei Bucium la programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii la iluminat public pentru investiția în modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în Comuna Bucium din județul Bacău. Doamne, domnule consilier, proiectul de hotărâre pe care îl analizăm și dezbatem astăzi în ședința Consiliului Local Bucium participării Comunei Bucium la programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii la iluminat public cu investiția în modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în Comuna Bucium din județul Bacău. Programul prin care dorim să obținem finanțarea a fost elaborat de Ministerul Mediului, Agro și Pădurilor prin Fondul pentru Mediu și motivat de estimarea făcută deja în luna decembrie 2021, când am mai discutat pe această problemă, însă atunci m-am prins finanțarea. Dar și de faptul că în luna iulie 2022, prin publicarea în monitorul oficial al ordinului numărul 1947, de modificare a ordinului inițial, s-a dat posibilitatea ca încă o dată de depunere de proiecte pe iluminare. În acest sens, având cunoștință de relansarea programului menționată mai sus, am întocmit un memorul justificativ prezentat în anexa numărul 2 la proiectul de hotărâre și devizul prezentat în anexa numărul 1, care trebuie aprobate de Consiliul Local alături de participare la acest program. De considerate că investiția menționată este importantă pentru Comuna Bucium, rog analizarea și aprobarea proiectului de hotărâre prezentat. Doamna președintă. Mulțumesc. Membrii Comisiei Buget și Finanțe au studiat acest proiect privind modernizarea sistemului de iluminat public și au dat aviz favorabil. Mulțumesc. Mulțumim, doamna președintă. Dacă sunt înscrieri la acest subiect, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumim. Domnul primar, vă rog frumos să ne expuneți punctul numărul 2 din ordine de zi. Referat de motivare privind inițierea proiectului de hotărâre referitor la darea în administrarea unor imobile, proprietate publică și privată la OAT Bucium, județul Bacău, către școala gimnazială Comuna Bucium. Doamne și domnule consilier, proiectul de hotărâre supus astăzi analizei dumneavoastră are în conținut aprobarea darea în administrare a unor imobile, proprietate publică și privată la OAT Bucium, județul Bacău, către școala gimnazială Comuna Bucium. După cum știți deja, în perioada 4 aprilie-5 mai 2022 s-a desfășurat acțiunea de control efectuată de inspectorii camerei de conturi a județului Bacău la primăria Comunei Bucium. În urma desfășurării acestei acțiuni s-a comunicat către instituția noastră adresa numărul 49.929 din 306.2022, atât raportul de audit financiar numărul 42.416 din 505.2022, cât și decizia numărul 8.305.2022, adresată și înregistrată la instituția noastră la numărul 2244 din 8.05.2022. Documentul pe care le-ați studiat și în ședința din luna iunie, când s-a însușit de către Consiliul Local Bucium măsurile stabilite. Una din aceste măsuri vizează și darea în administrare către școala gimnazială Bucium a bunurilor imobile utilizate pentru desfășurarea corespunzătoare a activității de învățământ. În vederea aducerii de la îndeplinirea obligației trasate de camera
de conturi Bacău, am făcut propunerea de aprobare a transferului de administrării bunurilor, prevăzută în anexa numărul 1, la proiectul de hotărâri, precum și aprobarea modelului de contract care urmează a se încheia în școala gimnazială Lucii. Față de cele prezentate, rog dezbatere și aprobarea proiectului de hotărâre în formă prezentată. Doamnă președintă, domnule președinte, domnule privat, vă rog frumos să ne expuneți. Domnule președinte, deci comisia juridică a desfășurat proiectul de hotărâre și a dat aprobare favorabilă acestui președinte. Mulțumim. Dacă sunt înscrieri pe mare de acest subiect, dacă nu, supunem la vot. Mulțumim. La punctul numărul 3, diverse, dacă se înscrie cineva la cuvânt. Dacă nu, declară ce